Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Am pregătit pentru astăzi o ediție cu totul și cu totul specială. De fapt, v-am stârnit oarecum interesul. Pe data de 1 decembrie, când l-am avut invitat pe domnul dr. Alin Ionescu, șef de lucrări în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. Bună ziua, bine ați venit! Să rămână, mulțumesc pentru invitație din nou. Atunci ne-ați provocat imaginația cu o carte care se numește Medicina Folclorică și a rămas stabilit ca într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat să vorbim despre începuturile medicinei pe meleagurile țării noastre și nu numai. Să pornim undeva din preistorie, de la zei, de la deochi, de la plăcuțele, de la tărtăria și să ajungem la vaccinul contemporan. Iată că ne ținem de cuvânt. Exact, exact. Din punct de vedere istoric, să spunem, primul medic, cred că a fost întotdeauna o mamă. Că atunci când ești mic și te lovești, primul care vine și pupă locul și trece este mama. Acea legătură care se realizează la naștere leagă mama de pui și întotdeauna îngrijirea maternă este parte din medicină. Să spunem, cel mai frecvent simptom care trimite omul la medic este durerea. Durerea care atunci când suntem mici, în prima etapă, este alinată de mamă. Da, ce se întâmpla în preistorie? Pentru că știm că și atunci existau ritualuri. Dovezile arheologice arată o societate de culegători vânători, iar actul de vindecare era cumva implica magia. Avea o parte care asigura protecția populației, protecția celor care mergeau la vânătoare și succesul vânătoarei, iar pe de altă parte, ca și în prezent, este fertilitatea și natalitatea, pentru că în orice societate copiii reprezintă viitorul. Șamanul sau persoana, vârstnicul, nu putem spune exact că era o organizație religioasă foarte amplă, cu multe zeități, sau poate erau. Nu avem dovezi certe. Din descoperirile arheologice avem acele zeități antice, cum este Hora de la Frumușica sau Gânditorul, care implică totuși un cult politeist. Dar de numele zeităților nu sunt cunoscute. În schimb, dovezile arheologice arată îngrijirea persoanelor care suferise răni în timpul unei vânători sau în timpul unui război. Fracturile, oasele fracturate erau imobilizate și în scheletele exhumate se vede vindecarea fracturii și asta demonstrează că individul respectiv a mai trăit o perioadă de timp și după fractură. Ceea ce înseamnă tratament medical pe moment, îngrijire în perioada de vindecare și asta este medicină până la urmă. Iar kinetoterapia era asigurată de procesul de vânătoare unde trebuia să participe, exact, și să faci mișcare. Îmi spuneați dumneavoastră despre deochi, că este vechi de mii de ani. Deochiul își are originea undeva în cultura babiloniană și persoanele care aveau această capacitate de a deochea afectau în special, sau teama era pentru femeia însărcinată și nașterea. Într-o societate în care foametea era destul de răspândită, o femeie care, sau un copil care crește cu malnutriție, are modificări de bazin. Femeile puteau să prezinte o modificare a osului pelvisului care se numește distocie și face imposibilă nașterea naturală. De aceea era și o rată foarte mare de mortalitate. Exact, și în rândul mamelor la naștere, dar și în rândul copiilor. Neexplicându-și bolile infecțioase, nu nefiind cunoscute virusurile, bacteriile, se punea în seama unor zeități rele sau a unei reavoințe a oamenilor invidioși. Exact, ochiul rău. Și existau și descântece pentru deochi? Existau și descântece, sunt și în prezent, că eu fac parte din generația care au fost descântați când eram mici de bunici, cu acele descântece cu fuși de ochi dintre ochi, erau spuse de bunica. În funcție de zona folclorică, exact, a țării. Erau descântece de ochi specifice. Eu am crescut cu, stați să-mi aduc aminte cum zicea bunica, fuși de ochi dintre ochi și du-te pe loc pustiu în care vântul nu bate, iarba nu crește și câinii nu latră. Și ca să fie rupt, trebuia să caști. La final, ca să fie de ochiul rupt și să fie persoana. Știu că în Grecia
se picura ulei în apă. A, și am uitat când, să spun, da, și erau cărbunii aceia care da. Se puneau în cinci și în apă și cu apa aceea... O, te ungea sau, cu, cum spunea și Nică în amintiri, cu tăciune din vatră puneau pe frunte, da? Diferea în funcție de zonă, de comunitate, dar este specific culturii orientale și la noi. Inclusiv la noi este ața roșie la mână. Până când se botează copilul, exact. Trebuie să aibă ața roșie la mână. În schimb, în cultura arabă, să spunem, da, nordul Africii, au ochiul de sticlă albastru. Deci acela este protecția de ochi. Diferă, v-am spus, dar toate acestea sunt foarte vechi și toate au rolul de a proteja. Iar șamanul, medicul, era cel care media legătura dintre om și divinitate. O practică veche era și trepanația, care implica deschiderea cutiei craniene în scop terapeutic. Și îmi spuneați că se făcea și chiar cu o rată de supraviețuire, pentru că oricum omul ăla acela nu mai avea nicio altă șansă. Era, cum am spune astăzi, operație de ultimă ori soluție. Sau. Exact. Ori supraviețuiește, ori moare în urma bolii respective. Înainte de a trece mai departe, ce au de-a face plăcuțele de la tărtăria cu medicina preistorică? Este o controversă, dar în comunitatea științifică, unii cercetători consideră că au treabă cu fertilitatea, au o legătură cu fertilitatea femeii. Într-o societate în care oamenii trăiau în grupuri restrânse, fertilitatea femeilor însemna supraviețuirea lor ca populație. Inclusiv la noi, dacă ne uităm în prezent, ne luptăm și noi cu o problemă de fertilitate în cupuri. De natalitate rău de tot la nivel național. Exact. Și atunci... se asigurau că femeile sunt fertile, că acele femei au sarcini sigure și cumva fie aveau un rol de protecție și puteau fi purtate ca talisman sau ca un totem, cum am purta astăzi o cruciuliță sau ceva care să ajute gravida să se simtă bine și să se simtă în siguranță pe perioada sarcinii. Ajungem la daci, despre da, care există informații că erau fiind cunoscători ai plantelor medicinale și a practicilor medicale. Exact. În medicina dacică vorbim deja de o medicină sacerdotală, când în temple dedicate apar preoții care, pe lângă îndatoririle religioase, se ocupau și cu partea de vindecare. Foarte multe plante folosite la noi în popor. Sunt atâtea plante pe care le bem când suntem bolnavi sub formă de ceai sau alifii făcute și nimeni n-ar putea să ne spună cu certitudine când au fost inventate. De exemplu, ceaiul de mușețel sau ceaiul de izmă pe care le consumăm când avem probleme digestive. Știm de la bunici care știu de la bunici și așa din urmă. Deci toate acestea făceau parte dintr-o formă de act medical. Și pentru că suntem în Oltenia și există aici mănăstirea Polovraci, despre care se spune că numele ei vine de la o plantă magică numită Polovragă și această plantă era folosită de daci în vindecarea diferitelor afecțiuni, iată cum legendele se păstrează da, până în zilele noastre. Și ajung în prezent. Da, exista treaba aceasta medicală de medicină a plantelor. Dar existau și influențe. Și influențe, aici vreau să ajung, existau și influențe din toată foarte lumea, pentru că pe vremea dacilor erau porturile de la Marea Neagră. Exact, cetățile Histria, Calatis, erau porturi pe unde, pe lângă marfa care venea în scop comercial, veneau și informații sau populația avea acces la un medic. Acest medic trata conform medicinii hipocratice, care era atunci în vogă, medicina părintelui medicinii, că până la urmă Hipocrate este considerat părintele medicinii și această medicină era de tip umoral. Această teorie a fost dezvoltată undeva în acum 2500 de ani și considera în organismul nostru patru umori. Bila galbenă, bila neagră, sângele și flegma. Aceste patru umori se aflau într-un echilibru, cum ar fi pe un balansoar. Când era un echilibru, organismul avea o stare de sănătate bună. Excesul uneia sau cantitatea insuficiență duceau la apariția bolilor, iar tratamentul viza opusul pentru reechilibrare. Adică ce se făceau?
luau sânge, că cea mai frecventă practică era luarea de sânge, administrarea de substanțe purgative, fie să provoace vărsătura și să curețe, și aici ne gândim în cazul intoxicaților, când poți să-i dai apă cu sare, de exemplu, și pacientul varsă și își golește conținutul gastric, sau clismele. Se făceau? Se făceau. Exista instrumentar medical pe vremea aceea? Da, da. Acum, nu atât de modern cum îl avem noi, dar se făceau. Îmi spuneați noastră că au fost chiar descoperite anumite truse medicale, bine, cu ghilimelele de rigoare, să nu-și imagineze cineva că trusele medicale sunt precum cele de azi. Să știți că, uite, din punctul ăsta de vedere, după ce, dar aici trebuie să discutăm un pic amestecul roman, să spunem, în Dacia, când cu legiunile romane vin și medici, asociați lor, aduc instrumentar medical. Medici militari. Medici militari, iar ca să facem legătura cu ce s-a descoperit la noi, la Alba, undeva în zona aceea, au fost descoperite schelete de femei care aveau pesarii. Pesarile sunt niște dispozitive care se introduc și susțin uterul în cazul prolapsului uterin la o femeie cu multe nașteri, pentru că în epocă o femeie avea 10-12 nașteri într-un mod comun, mortalitatea infantilă fiind foarte mare și așa crescând șansele ca măcar un copil să ajungă adult. Prolapsul uterin, se introducea acest dispozitiv ca un inel de cupru cu care era fixat uterul în poziție. Pentru a-l introduce există un specul, un instrument care este, să spunem, 90% asemănător cu cele moderne folosite astăzi în ginecologie. Asta tot. Și trusele relativ medicale ce mai aveau? Bisturie, aveau spatule, aveau instrumentar pentru lanțetă, se numea, cu care se tăia vasul de sânge sângera, și un recipient în care era adunat sângele ca să știe cantitatea, pentru că nu sângerai așa. Nu te lăsa acolo până urei. Da, da. Ca așa, să spui în laborator. De tine. Da, altfel puteai să mori. Dar de multe ori, prin luarea de sânge, putea să se obțină și acest efect, că nu exista. Și nu exista riscul de infecții în momentul în care sau aveau și? Aveau anumite plante pe care le foloseau cu rol antiseptic. De multe ori la noi s-a folosit mierea, care are proprietăți. Deci apansa cu miere. Alcoolul slab, cum este vinul, era folosit să spele plăgile. Și cum știm bine că dacii noștri erau mari iubitori ai vinului, puteau să folosească până și le-a scos burebistaviile. Exact. Și le-au rămas pruni, cum era gluma prin Ardeală. Da. Și dacă tot am ajuns la capitolul alcool, cum erau anesteziați cei de multe ori există ciuperci halucinogene care erau cunoscute, sau uneori cannabisul. Era folosit încă de pe vremea dacilor. Da, și mai de demult. Era cunoscut cel puțin în nordul Africii și sunt sigur că și la noi, prin Grecia, ajunseseră cunoștințe despre aceste plante care atunci erau folosite în scop medicinal. Dar eficacitatea era mult redusă, adică nu vreau nimeni să plece cu ideea că se obținea anestezia din prezent. Anestezie modernă avem de 170 de ani până atunci. Operațiile se făceau cu pacientul în dureri și de multe ori leșinat de durere. Și așa și nu ținut, mai imobilizat, simțea. Da. Oricum, la capitolul anestezie nu se compară anestezia din 2024, nici măcar cu anestezia din 1990, de exemplu. Da. Lucrurile alte au evoluat foarte mult. Pentru că tot suntem la o ediție specială despre medicina folclorică, să ne îndreptăm atenția și spre medicina tradițională din alte țări și să vedem cum se face pe alte meleaguri un masaj al scalpului. Suntem într-un centru de wellness și astăzi ne vom răsfăța la tableta de sănătate, pentru că Ana Savovici ne va demonstra care sunt beneficiile unui masaj indian al scalpului. Și cred că toată lumea n-ar fi dat seama că vorbim despre un masaj indian, pentru că îl avem și pe Buddha undeva în spatele nostru. Bine te-am găsit! Bine ai venit, Andrada! Mă bucur că ești astăzi aici și sunt convinsă că la sfârșitul acestei terapii pe care o vom face împreună astăzi, de fapt eu ți-o voi face ție, o să fii mult mai relaxată și o să experimentezi pe propriul tău corp care sunt beneficiile acestui minunat masaj. Înainte de a trece la treabă, spune-ne de fapt ce reprezintă masajul scalpului.
Este un masaj, are origini indiene. Practic toate masajele care sunt astăzi la modă, să zic așa, sunt destul de vechi, au origini indiene, chinezești, tibetane, ayurvedice. Iar acest masaj al scalpului, pe care eu l-am învățat chiar de la un indian, care are un centru de în afara țării, în Londra, este atât terapeutic cât și relaxant. Adică el are o multitudine de beneficii în ceea ce privește eliminarea stresului, a migrenelor, a vertijurilor, dar în același timp îți induce o stare de relaxare profundă care te ajută să te eliberezi de stresul zilnic. Și ne apucăm, am aici un ulei care este ayurvedic, ayurveda, tradiția ayurvedică de fapt este o tradiție veche, poate cea mai veche, are peste 5.000 de ani, iar acest ulei pe care eu acum ți-l voi pune în păr, poți să-mi spui cum miroase, să-mi dai un feedback. Plăcut! Cu acest ulei ayurvedic din plante, care este și bio, eu încep să-ți fac masajul scalpului. Acest masaj, ciampisaj, a fost adus în Occident, în jurul anului 1980. Și face parte dintr-o tradiție indiană veche, acolo unde mamele își masează scalpul copiilor pentru a crea legături. Este și un masaj energetic, în același timp îți stimulează creșterea firului de păr. Este un masaj care stimulează creșterea părului, care îți aduce relaxare la nivel profund. Și, deși o să ți se pară dur, ai să vezi cât de bine te vei simți în urma acestei proceduri. Este un tapotament care se face special astfel pentru zona scalpului. Stimulează punctele marma, acele marma points, care practic sunt niște puncte ce se află pe meridiane. Marma points le găsim oriunde pe corpul nostru, pe traseul meridianelor energetice. Și ele, practic, sunt niște porți de intrare în structura energetică a meridianelor. Această mișcare este specifică relaxării din terapia ciampisaj. Practic, deși pare că te tragi de păr, da, stimulez creșterea firului de păr în acest moment și nu te trag atât de rău de păr, nu? Adică o să mai și rămână ce să crească. Îți rămâne ce să crească, da, evident. Plecăm apoi cu puncte de presopunctură pe sutura sagitală. Este acea sutură care pleacă din dreptul frunții până în zona occipitală. Induce relaxarea. Și aceste presiuni care au loc pe suturile craniene, practic, ne ajută să înlăturăm durerile de cap, migrenele. Și a devenit un tratament de la masaj, l-a devenit o terapie și o formă de vindecare. Dacă am acceptat cu mare plăcere provocarea Anei de a mi se face un masaj al scalpului, un ciampisaj, să știți că nu am avut curaj să accept provocarea de a mi se pune lipitor, pentru că mi-a spus Ana că efectele benefice sunt fantastice. Așa este. Când vorbeam despre luarea de sânge, atunci când nu se utilizau instrumente gen lanțete sau bisturie să taie vasul de sânge, lipitorile erau întrebuințate destul de frecvent. Chiar și în prezent, în medicina modernă, la pacienții care au insuficiență venoasă cronică sau boală varicoasă, se
pot folosi lipitori, dar, mă rog, sunt unele crescute într-un mediu special, dar nu luate din bălți cum se foloseau în antichitate, care elimină un anticoagulant prin saliva lor și asta stimulează sângerarea și circulația sângelui. Nu pot să spun cu certitudine, dar cred că pot fi folosite și în chirurgia plastică, mai ales după ce ai un membru amputat. Pentru că ele, sugând sângele, stimulează zona să dezvolte noi vase de sânge. Fără să forma căgulețe. Exact, fără să forma cheaguri. Vreau să le atrag atenția telespectatorilor noștri și poate trebuia să o facem de la început. Nu încercați singuri acasă niciun tratament despre care noi vorbim aici. Este vorba despre o medicină folclorică și în niciun caz în afară de un ceai și acela din plante pe care le cunoașteți foarte, foarte sigur, de mușețel, de tei, de sunătoare și așa mai departe, să nu încercați singuri acasă să vă aplicați tratamente. Nu vă puneți lipitori, nu vă tăiați nasul, nu faceți nimic. La ape minerale pot să meargă? Ca o paranteză și ca o glumă, la fel spun studenților că la noi la laborator este singurul laborator unde nu facem nimic pe studenți, că i-am chinuit decât i-am tratat. Da? Deci nu experimentăm cum făceau ei, doar descriem procedurile și facem paralele cu ce se întâmplă astăzi în medicina modernă. În medicina modernă și astăzi se fac tratamente cu ape minerale. Da, da. Iar țara noastră este una, cred că, dintre cele mai bogate din Europa în ape minerale, în ape sulfuroase, în ape cu iod, în ape care pot fi folosite într-o serie destul de largă de afecțiuni. Aceste ape sunt cunoscute încă din antichitate. Faimosul erou legendar Hercules venea și se îmbăia în apele de la Herculane. Iar după ocuparea romană și acum, dar din păcate, acele, să spunem, tuneluri amenajate de romani sunt nerestaurate, dar ar fi lucruri, sunt de fapt niște lucruri foarte vechi și atât de frumoase, dar deocamdată, poate în timp, se vor restaura. Și de regulă, cam pe unde sunt izvoare termale, apare și un castru roman, pentru exact. Că romanii erau mari iubitori de curățenie. Da, și băile, și în special băile termale, adică erau foarte bune pentru recuperarea unui soldat rănit sau îngrijirea unor persoane vârstnice, unui consul, ceva, se duceau și făceau tratamente, unele curăță pielea, altele cresc cum sunt cele cu sare, apele saline sunt foarte bune pentru durerile articulare. Adică existau încă de atunci cunoștințe și oamenii mergeau să se trateze. Iar acum există legendele, pentru că peste tot unde există o stațiune sau mini-stațiune termală, există o legendă cu un soldat roman, da, nu contează, un cal bătrân și bolnav și ajung vai de ei în acele zone, după care pleacă soldatul făt frumos și calul, deja calul magic, magic mai are puțin, da, și zboară. Nu trecem mai departe la Evul Mediu, pentru că există curiozitățile din partea colegilor mei, să ne spuneți dacă este adevărat ce se spune despre pânza de păianjen. Are proprietăți antiseptice? Poate să fie folosită la ceva? Este greu de spus așa cu certitudine. Știu că se folosea foarte mult în anumite pansamente. Da, erau adunate și pus în rol hemostatic. Dar deci, gospodinelor, se apropie sărbătorile pascale, faceți curățenie, adunați pânzele de păianjen, dacă cumva le aveți prin casă, de prin toate cotloanele și păstrați-le. Dar să nu le folosiți. Să nu le folosiți. Deci există și o legendă în acest sens. Sunt. Ce se întâmplă? Conform teoriei umorale, uneori căutau să stimuleze puroiul. Și nu de multe ori am auzit, și asta vă spun partea bună la noi, că te puneau să faci pipi pe rană. Dar în anumite societăți și chiar la noi, în Dolj, cum a lăsat doctorul Charles Logier mărturie în lucrările sale, se punea bălegar. Dar nu este o idee bună, pentru că ei credeau că acel puroi care se formează vindecă. Dar de multe ori puteai să ajungi la septicemie și să ți se amputeze membru. Iar urina era un lichid? Urina, dacă este sterilă, steril, are amoniac și amoniacul poate să ajute. Da? Dar avem alte substanțe astăzi care pot să înlocuiască mult mai ok. Da, pentru că noi suntem totuși la medicina folclorică. Ajungem unde ajungem? În Evul Mediu. În Evul Mediu, da. Evul Mediu este o perioadă în care
creștinismul, să spunem, prinde avânt. Constantin cel Mare, la Conciliul de la Nicea, adoptă această religie în întregul Imperiu Roman și biserica preia asistența socială. Și asta, din punct de vedere medical, a fost un mare pas înainte. Pe lângă mănăstiri, încep să fie organizate anumite încăperi sub numele de xenodochii pentru persoanele bolnave. Bolnavii erau duși și îngrijiți acolo de un călugăr care, în primul rând, era literat într-o epocă predominant analfabetă. Și acesta putea să citească textele medicale antice sau pergamentele pe care erau anumite rețete și, în baza lor, îngrija acel om cu suferind. Apar nozocomile, pentru că, pe măsură ce ne apropiem de vremurile noastre, Evul Mediu a fost caracterizat și din niște pandemii devastatoare pentru Europa. Două din pandemiile de ciumă bubonică, ciuma lui Justinian și moartea neagră sau marea pandemie de ciumă, au înjumătățit la epoca respectivă populația Europei. De la ciuma lui Justinian ne-a rămas astăzi obiceiul de a spune: Doamne ajută, sănătate, noroc când cineva strănută. Pentru că unul din primele simptome ale infecției cu ciumă era strănutul, pe o imunitate scăzută. Și în câteva zile, dacă strănutai, s-ar putea să nu fi avut un sfârșit prea plăcut. Și astfel, când cineva l-auzea, spune: Doamne ajută, noroc că să nu... Și uite, 1500 de ani mai târziu, încă spunem noroc, sănătate, când cineva strănută. Revenind la ei, aceste nozocomi erau tot așa niște încăperi unde erau tratați oamenii cu boli infecțioase. Apare grija pentru seniori, gerontocomile. Într-o societate în care nu exista cuvântul pensionar, fiecare muncea toată viața, de multe ori familiile poate nu aveau mijloacele financiare necesare să supraviețuiască ei cu hrană. Și atunci bătrânul devenea uneori o povară și era dus la o mănăstire unde într-o chilie îi se dădea o cameră, o saltea și era îngrijit și hrănit acolo. Nu era lăsat să moară. Același lucru se întâmplă cu cei mai tineri dintre noi, cu copiii, de multe ori orfanii sau copiii nedoriți. Comparativ cu epoca romană, în care un copil, dacă nu-l doreai, puteai să-l abandonezi sau, mai rău, da, cum făceau spartanii, l-aruncau în prăpastie și nu-l mai, da, îl omorai. Aici biserica vine ca și astăzi și spune: nu vă doriți un copil, dați-l nouă, preluăm îngrijirea. Și astfel apar aceste orfanotrofii pentru copii abandonați. Și mai sunt levotrofiile pentru cei bolnavi de lepră, unde tot așa se duceau și erau îngrijiți. Toată această asistență socială era gratuită, din pură caritate și filantropie creștină. Niște lucruri foarte bune care au ajutat la momentul respectiv. Și tot atunci îmi spuneați că au venit medici din străinătate pentru marii noștri domnitori. Da. După și au învățat pe medicii noștri. La noi nu exista o medicină locală. Să spunem, după ce au trecut pandemiile, care v-am spus au fost destul de răscolitoare, să nu uităm că și Iancu de Hunedoara a murit de ciumă. Da? Adică aceste pandemii au fost nepuțătoare. N-au făcut selecție, exact. Și când se îmbolnăveau, marii nobili, familiile bogate care aveau mijloace financiare, aduceau medici din afară. În cazul lui Ștefan cel Mare, în anul 1502, în anul morții, a fost adus un medic, Mateo Muriano, care l-a îngrijit până acesta a murit. Acești medici erau școliți în facultățile care deja existau în Italia, în Franța, și veneau aici. Când veneau aici, aveau nevoie de anumite rețete pe care și le preparau, anumite substanțe, și bineînțeles că cei care erau atenți furau meseria și de la unul la altul se propaga și în rândul, să spunem, celor interesați să învețe. Și ușor, ușor s-au împământenit aceste obiceiuri și în populația noastră locală. Când apar primele cărți autohtone, neoșe? Primele noastre cărți de medicină apar după 1800. Deci după 1800. După 1840 și
avem aici primele manuale de anatomie, dar este o anatomie topografică scrisă în limba chirilică. Iar adică desfășurarea activității sanitare este prevăzută în niște cărți mai de pe la 1600. Din punct de vedere legislativ pentru ocrotirea populației, ajungem în perioada 1600, când Vasile Lupul și Matei Basarab au o serie de pravile, niște documente cu caracter legislativ în care este prevăzut actul medical. Astăzi avem malpraxisul. Atunci nu exista această responsabilitate legală la noi, dar existau totuși niște norme. Nu puteai să te duci și să te dai medic, da? Să pretinzi că ești medic și te-a pus să omori oameni. Și atunci trebuia să fie, era oarecum legiferată și trebuia să ai o pregătire. Astfel, mai târziu apar școlile de gherarhi sau un fel de chirurg bărbier care aveau dreptul de a lua sânge, a extrage măsele sau a drena câte un absces. Epoca fanariotă? Exact. Astea fac deja parte din... Spițerii și remediile miraculoase. Da. Este o epocă în care, să spunem, se dezvoltă foarte mult comerțul și vin foarte multe mirodenii, care, bineînțeles, cu cât e mai exotic, cu atât sigur îți face mai bine. Că dacă este pe principiu vechi, cu cât e leacul mai amar, sigur te vindecă. Da? Și toate aceste mirodenii încep să fie folosite în scop terapeutic. Acum, cu mai mult sau mai puțin succes. Din cele faimoase în epocă era praful de mumie, care era foarte scump și nu toată lumea și-l permitea. Praful de mumie se obținea prin măcinarea osemintelor mumiilor egiptene. Le măcinau și acel praf era dizolvat în apă și puteai să-l bei în panaceu. Orice, de la o durere de măseluță până la un cui înfipt în deget. Toate mergeau așa. Nu funcționează, dar mult timp s-a crezut că este eficient și ba cine mai știe mult... ce era praful acela, numai de la muminu era. Nu, păi da, aici este, aveți dreptate că la un dat apare falsul. Că erau oameni care vindeau fals praf de mumie. De asemenea, în baza unor teorii privind vitalitatea sau energia vie, ce ține un organism în viață? De ce acum ești viu și în câteva minute poți să nu mai fii viu? Credeau că există o forță vitală în corp, o energie. Iar această vitalitate, de obicei, în exces ducea la agresiuni. Și de regulă, cei care făceau fapte reprobabile în societate, criminalii, hoții, erau executați, dar corpul lor se considera că este o sursă de vitalitate cu care puteau fi tratați cei bolnavi lipsiți de vitalitate. Și un produs destul de scump era grăsimea de spânzurat, sau untura, cum se spunea, de spânzurat. Iar călăul, după ce îl spânzura, extragea această grăsime, o topea și o vindea ca panaceu. Dacă avea ce extrage, că dacă omul săracu era slab, da, nu acum... extragea nimica. Mereu putea să fie și falsul. Da, dar dacă nu se ajungea la această extremă cu grăsimea de spânzurat, mai erau folosite organele animalelor, da, care erau mâncate fără să fie preparate. Da, aici se numește opoterapie și este pe principiul înlocuirii organului bolnav. O practică tot așa, încă din antichitate. De exemplu, dacă ai probleme cu ficatul, trebuie să mănânci ficat. Dacă ai probleme cu rinichiul, să consumi rinichi. Dacă ai probleme cu creierul, ori creier de animal, ori nuca. Și asta se nuca, spune... Da, pentru că seamănă cu, exact, cu creierul pe, pe similitudinea... Da, acum și în medicina noastră de astăzi sunt multe persoane care spun dacă ai probleme cu rinichi să mănânci fasole, pentru că da, fasole, exact, are forma bobului reniformă. Pentru... ficat, dar foarte mult știu că dacă ai o anemie să mănânci ficat... Pleurotusul acela, ciupica, exact, pleurotus și așa mai departe. În popor, aceste, să spunem, practici medicale ajung și sunt diseminate... Sunt mai puțin barbare, adică acum nu tăiem, exact, găina să-i mâncăm ficatul crud, nici mâncăm cel mult biftec tartar. A, exact, de la, uite, acum vedeți că francezii știau ei ce știau. Știau ei ce știau. Existau, da, elixirea pentru iubirea? Cum să nu? Iar elixirul iubirii a fost folosit foarte mult timp, mai ales într-o epocă în care era curtoazia, era cavalerismul, fetele nu ieșau neînsoțite și de regulă
ca și astăzi, cu ce stimulăm să ne iubim unii pe alții, îi pui un păhărel așa de întăritor ca să-i dai curaj băiatului să-i ceară mâna fetei. Acestea, de regulă, erau pe baza unui alcool cu petale de trandafir, că ce este mai romantic decât petala de trandafir, și miere, ca să fie dulce și să îl bei și cu plăcere. Și după 2-3 picături de elixir, te duceai la tatăl fetei și o cereai în căsătorie. Dacă mai aveai glas. Asta da, acum depinde cât de curaj îți făceai. Pentru că vorbeam despre miere, am, înainte de a trece la homeopatie, vreau să întreb dacă este adevărat. Am văzut într-un documentar, pentru că vorbeam despre dulce, despre regina Elizabeth a Regatului Unit, că practic boala și moartea i-a fost grăbită de consumul excesiv de zahăr, care da. Era un panaceu în epocă, da. Exact cum spuneați. Cu cât te dureau mai tare dinții, cu atât mâncai mai mult zahăr. Dacă e să facem așa o paralelă, după descoperirea Americii, din Jamaica a venit trestia de zahăr. La noi în țară nu exista zahărul pe care noi îl cunoaștem astăzi. Din cele mai vechi timpuri, dacii, evul mediu la noi, se consuma miere. Noi fiind cunoscuți și cred că și astăzi suntem cunoscuți pentru apicultură. Dar zahărul per se este mult mai nociv cu dinții față de miere. De exemplu, scheletele de acum 2000-3000 de ani nu prezintă atât de multe carii ca cele moderne. Dinții se uzau prin alimentație, dar nu zahăr. Zahărul era considerat un medicament. Și de ce? Pentru că o practică întâlnită și în evul mediu, și în perioada renascentistă, și în perioada elisabetană de care menționați dumneavoastră, era gustatul urinii. Deci medicul venea și gusta urina. În funcție de mirosul, aspectul, gustul urinii, prescria un tratament. Dacă aveai o urină dulce, înseamnă că pierzi zahăr. Și vedea și mai mult exact, zahăr. Exact, că se gândeau că pierzând dulceață trebuie să o compensezi. Și vă dați seama că dacă era un pacient care avea un diabet zaharat, tratamentul niște zahăr, îl ajuta rezolvai. Să rezolve orice altă suferință. Homeopatia. Da, homeopatia a fost o practică care a luat amploare foarte mult în secolul al XVII-lea. La noi în țară a fost contele Bruckenthal de la Sibiu, care l-a angajat o perioadă pe Samuel Hahnemann, von Hahnemann, care a venit și a fost unul dintre promotorii homeopatiei. Această parte a actului medical viza diluțiile anumitor substanțe pentru a obține un efect invers. Deci, dacă aveai o substanță care în mod normal îți dă o stare febrilă, prin diluții, adică prin amestecări, împărțiri, iar se amestecă și toate mergeau cu agitație foarte bine a flaconului în care o preparau, obțineai un efect invers și atunci scădea febra. Adică, dacă aveam febră, ce îmi dădea? Ce diluții îmi făcea? Să vă spun cu sinceritate, nu știu exact ce diluții făceau, pentru ce că erau rețete, acolo? Erau rețete. Erau rețete specifice, de regulă plecau de la o substanță, poate să zicem capsaicina din ardeiul roșu, care îți dă o senzație de căldură. De febră și de căldură, exact, și de fierbințeală. Pe care o amestecau conform teoriei, acum ne-am lungit foarte mult, dar în epocă era o teorie a acizilor și bazelor. Și amestecau cu acid, cu bază, acid, bază, acid, bază. Practic elemente opuse. Exact. Pentru a transmite, de fapt, efectul opus. E o gândire rațională, filozofică, dar, să spunem, nu neapărat cu un temei științific la bază. Exact. Dar vedeți că această idee de homeopatie s-a păstrat până în zilele noastre. Da, dar, să spunem, la momentul actual nu mai are acea... Nimic de a face cu homeopatia, exact, cu de pe homeopatia de care spuneam. Cele moderne sunt trecute prin teste științifice, demonstrate, adică nu mai este chiar ca atunci. Dacă am marcat și momentul homeopatiei, putem trece mai departe, lucrurile încep să devină din ce în ce mai științifice, dacă putem folosi termenul pentru perioada pe măsură respectivă. Ce ne apropiem de secolul XIX, da. Da, și pentru că tot ne apropiem de vremea noastră, citeam undeva că noi practic suntem contemporani cu peste 90% dintre cercetătorii din toată istoria medicinei și peste 90% dintre descoperiri sunt făcute în vremea noastră. Exact. Dar
un moment extrem de important în istoria medicinei și a tratamentelor medicale este acela în care a apărut primul vaccin. Din acel moment începem să vorbim cu adevărat de salvarea vieților. A mii și mii și mii de vieți. Exact. Edward Jenner este părintele vaccinării. Cuvântul vaccin vine de la prietena noastră, să zicem așa, între ghilimele, de la cea a cărei lapte îl folosim în mod curent, vaca. Edward Jenner a încercat să stopeze una din pandemiile care a ucis milioane și milioane de oameni, și anume variola. Pentru forma, la noi în popor se numea vărsatul de vânt și cei care supraviețuiau rămâneau cu niște cicatrici pe tot corpul și se spunea este ciupit de vărsat. Jenner a observat că femeile care mulgeau vacile făceau o formă de variolă a vacii mult mai ușoară, dar care stimula sistemul imunitar, și asta vă spun cunoscând medicina modernă, și făceai anticorpi care te protejau inclusiv de variola umană. Și atunci a început să inoculeze printr-o înțepătură variolă de la vaci la oameni. Aceștia făceau o formă mult mai ușoară, dar pe urmă deveneau imuni la variola umană. Este adevărat că prima dată și-a vaccinat copilul? Da. Deci a avut curaj a avut, să-și vaccineze propriul copil. Copil. După publicarea lucrării sale privind variola, au fost numeroase controverse în epocă, la fel cum știm și noi când a fost cu vaccinarea în COVID, că sunt atâtea discuții pro-contra. La momentul respectiv, oamenii credeau că dacă te vei vaccina cu variolă de vacă, o să te transformi și tu într-o văcuță. Și au fost destui care au evitat. Ca un lucru de mândrie națională, pot să spun că noi, românii, am adoptat această tehnică destul de repede, iar pentru că nu aveam spitale, în schimb, evidența populației era ținută la biserică, cine se naște, cine se căsătorește, cine moare, părintele era în acele momente alături de familie, apare inocularea de către preoți. Deci, în comunități, preoții au fost. Nu ne închipuim niște rate foarte mari de succes, pentru că educația populației totuși era destul de precară. Iar lucrul acesta îl știm din lucrarea unui medic, Constantin Caracaș. El a trăit acum 200 de ani, iar doctorul Caracaș a fost unul dintre, putem spune, inițiatorii igienei la noi în țară. Și în lucrarea sa, Topografia Valahiei, pe lângă date geografice, prezintă și obiceiurile populației. Din lucrarea sa sunt trecute alimentația și de multe ori în rândul comunităților erau foarte redusă. Mâncau mămăliga clasică, cu carențe de vitamine, cu carențe de minerale și toate acestea duceau la apariția bolilor. Practic, în funcție de cum era anul ăsta, mâncau, pentru că nu exact. Existau frigidere, nu existau posibilități nu. Carnea se conserva prin sărare sau uscare, dar carnea era un lux, adică mâncau de sărbători carne. Marea majoritate trăiau din rădăcini, ce își cultivau, totuși nu erau niște oameni foarte bine nutriți. Cred că și aici ar fi o discuție extrem de interesantă despre felul în care a evoluat religia în funcție de ceea ce se putea mânca în acea perioadă, pentru că mâncai în perioada sărbătorilor, să zicem, de Crăciun porc, îl terminai, n-aveai unde să-l pui, atunci automat că venea o perioadă de post până când apăreau miei și ce mai putea să fie sacrificat primăvara, după care abia toamna păsările care îți creșteau peste an. Mai avem puțin timp, dar suficient, ca să vorbim și despre regulamentul organic care a intrat în vigoare în țara românească în anul 1831. Da. Dar vreau să păstrăm pentru final cireașa de pe tort, câteva fragmentele despre cum ne tratam. Repede exact. Despre regulamentele organice. Regulamentele organice au fost adoptate și au avut rolul de a organiza inclusiv partea de medicină. Este înființată eforia spitalelor, este țara împărțită în ocruguri, un fel de județe sanitare, fiecare dintre acestea urmând să își finanțeze și să construiască spitale, inițial spitale generale, mai târziu apar spitalele pe specialități, cum au fost spitalele pentru alienați,
oamenii bolnavi psihic se considera că sunt îndepărtați de eul lor. Nu exista cuvântul psihiatru modern. Și atunci erau îndepărtați, alienați. Și spitalele de infecțioase. Totul având rolul de a ne proteja de infecții. Primele controle vamale, să spunem pe lângă marfă, erau și controlele sanitare, carantinarea. Acestea sunt tot așa o moștenire a epidemiilor. Eu vreau neapărat să prezentăm câteva variante și dacă ne mai rămâne timp, spunem două, trei cuvinte și despre șanlogie, dar vreau neapărat, că mi s-a părut extrem de interesant. Păi chiar șanlogie a fost un medic de origine franceză care a locuit și a profesat aici la noi în județul Dolj și a fost, să spunem, a iubit Oltenia foarte mult, a iubit oamenii de aici, a făcut foarte multe lucruri bune pentru educația populației și are o monografie în care a discutat cu, să spunem, doftoroaiele, că așa se numeau atunci femeile sau doftoroii cei de la țară, care tratau oamenii pentru diverse afecțiuni. Și să vedem cum îi tratau. Exact. De exemplu, pentru gălbinare, cum era cunoscut icterul, un obicei generalizat în toată Oltenia este a se tăia de gălbinare sau tăiatul de gălbinare. În Gorj, în județul Gorj, se făcea la nas prin 3 tăieturi cu o lamă, de unde se obțineau 3 picături de sânge, care erau preluate și cu ele se făcea semnul crucii pe față. Și credeau că această metodă ajută de vindecarea de gălbinare. Pentru epistaxis sau sângerarea nazală, cum este, ca să înceteze, trebuie lăsată să curgă 3 picături de sânge într-o căciulă. Regăsim aceste 3 picături în mai multe practici. Da. Deci 3 picături. Este un pic în binare și cu partea de credință. Că numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului, și a Sfântului Duh, Sfânta Treime, de aici vin cele 3 picături de sânge. De sânge. Le punem în căciulă, ce facem cu ele? Păi, asta ar trebui să fie de ajuns. De ajuns, deci le strângem într-o căciulă, așa. Sau poți să vâri pe nas cârpe mici înmuiate în oțet de tiperig. E un Încă o dată nu faceți nu, ceva acasă. Da. Nu. Adică acestea sunt povești, da. Sau în Vâlcea se trăgea rachiu, nas tare, rachiu tare pe nas. Deci cum ar fi să tragi o pălincuță pe nas. Da, vă dați seama că alcoolul per se este vasodilatator. Nu este chiar indicat. Acum știm că nici cu spirit nu e ok să pui pe rană. Da? Dar acestea erau. Pentru epilepsie, se spunea boala rea sau boala copilului, acea boală convulsivă, se bea buruiana numită muma pădurii. Un decoct în această boruiană. Da? Bineînțeles, fiartă în vin sau în rachiu. Asta este, deci nu fiert în apă. Deci Nu. E un fel de vin fier, dacă îl beai, te linișteai, dormeai 3 zile și asta era. Exact. Dacă aveai o infecție auriculară sau otorea, cum îi spunem noi, te duceai pe un mormânt necunoscut. Te culcai pe el și părintele, preotul, vărsa picături de mir în ureche. Da, un mormânt necunoscut să fie, da? Deci nu așa. Asta ar fi ajut. La Hamlet. Da, la Hamlet, da, corect. Pentru durerea de ureche, otitele, se afuma cu mir urechea. Și mai era un obicei, dar asta iar așa nu este recomandat, să se toarnă miere sau uneori căței de usturoi se bagă în urechi. Dar, repet, lucrurile acestea sunt contraindicate, dar și în 2024 sunt convins că sunt oameni care le aplică, deși nu au un substrat atât de beneficiu, să zic, nu sunt chiar atâta în beneficiu bolnavului. Ar mai fi pentru degerături, da? Dacă te-a prins figul, foi de varză acră pe partea degerată sau se bagă picioarele degerate în zeamă de varză. Vapoile de varză mai sunt folosite și acum pentru diferite dureri și afecțiuni. Mulțumesc mult de tot pentru emisiunea de astăzi. Cred că v-a plăcut și ne-a purtat așa într-o călătorie în timp. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, aveți grijă de dumneavoastră și de cei pe care îi iubiți. Bucurați-vă de viață și învățați lucruri noi în fiecare zi. Bye.